Marcel Romanescu, edilul din Târgu Jiu, a precizat că bugetul nu este neapărat mai mic din punct de vedere al valorii, ci al nevoilor pe care le are municipalitatea în anul 2019. În aceste condiții, primarul mizează pe viitoarele rectificări bugetare. Prima dintre acestea ar putea avea loc în luna august. Sunt necesare fonduri suplimentare pentru derularea investițiilor existente, precum și pentru asigurarea cofinanțărilor la investiții noi. În principal ar fi vorba de 3 investiții majore care au deja aprobate suplimentări de fonduri în valoare de 6 milioane de lei. O sumă insuficientă pentru rezolvarea tuturor problemelor. Mai mică decât în 2018, mai mică decât în 2017, nu neapărat ca valoare, ci ca acoperire a necesităților noastre pentru anul 2019. Sperăm că vor mai fi rectificări. Sunt foarte multe proiecte pe care le-am dezvoltat în acest an și care necesită finanțare și de aceea am și avut o discuție cu președintele Consiliului Județean la întâlnire și cu reprezentanții finanțelor Gorj. Sperăm că după luna august-septembrie să mai primim ceva sume, mai ales pentru a putea asigura măcar partea de cofinanțare la proiectele europene și finanțare pentru proiectele în derulare sau pe cele care le vom scoate în perioada imediat următoare la licitație. Vorbim aici de cele 3 mari investiții care le realizăm la Târgu Jiu, care au presupus o suplimentare de fonduri. Nu ne așteptam la acest lucru, dar după modificarea apărută în lege, a trebuit să reevaluăm indicatorii și pe toate investițiile de la nivelul municipiului Târgu Jiu, în derulare sau în licitație, am spus, e undeva la o sumă suplimentară de 50-60 de miliarde lei vechi. În urma discuțiilor și analizelor care s-au realizat până acum, repartizarea sumelor către bugetele locale a avut în vedere un anumit algoritm folosit de administrația financiară. Marcel Romanescu mizează pe fonduri mai mari când va veni rândul Consiliului Județean să împartă sumele ce îi revin prin legea bugetului. Sumele pentru constituirea bugetelor locale au fost repartizate pe o formulă de calcul a Ministerului Finanțelor. Cel puțin această împărțire s-a făcut pe un anumit algoritm. Nu pot discuta algoritmul stabilit de către Ministerul de Finanțe. Din ceea ce știu, mai urmează o împărțire ulterioară în care sperăm să primim ceva atunci când la dispoziția Consiliului Județean va fi o anumită sumă și atunci se pune în discuție modul în care se împart aceste sume. Aici este o anumită formulă matematică pe baza căreia se stabilesc sumele care sunt repartizate autorităților publice locale. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Ciumag și cu domnul Paraschivu, toate aceste sume au fost repartizate pe baza acelei formule. Conform lui Marcel Romanescu, pentru finalizarea proiectelor de infrastructură aflate în derulare mai este necesară suma de peste 10 milioane de euro, care nu este disponibilă integral în bugetul din acest an al municipiului Târgu Jiu. Primarul speră să obțină fonduri de la bugetul de stat pentru reparații la Casa de Cultură, anveloparea termică a celor 29 de blocuri, precum și pentru modernizarea centrului municipiului Târgu Jiu. În acest sens au fost aduse modificări la proiectul de reabilitare a Căii Eroilor. Centrul orașului va fi reabilitat cu granit, respectiv piatră cubică, iar acest lucru este acum prevăzut în proiectul arhitectului Doru Ștefan. Este însă nevoie de fonduri de la bugetul central, mai spune Romanescu. Pentru proiectele în derulare, cred că ar mai fi nevoie de vreo 10 milioane de euro pentru proiectele care le avem în momentul de față aprobate prin indicatorii evaluați. Dar noi sperăm ca din bugetul de stat măcar să primim finanțare pentru Casa de Cultură, pentru reabilitarea blocurilor, celor 29 de blocuri, anveloparea celor 29 de blocuri și pentru centrul municipiului Târgu Jiu. Pregătim în momentul de față cu Dorin Ștefan indicatorii care n-au fost prevăzuți în primul proiect pentru Calea Eroilor, pentru reabilitarea în totalitate pe bază de piatră cubică a centrului municipiului Târgu Jiu. Nu o vom putea finanța din bugetul local, sperăm să primim această sumă de la bugetul de stat. Municipalitatea speră ca până la finalul lunii aprilie bugetul local să fie aprobat.